Incidentul rutier a avut loc pe DN7 în dreptul comunei Bascov, zona Valea Ursului, în jurul orei 21. Potrivit șoferului, a încercat să evite impactul frontal cu un alt autoturism care se îndrepta din față și care intrase într-o depășire. A avut prezență de spirit, a tras de volan, dar asta putea să-l coste viața. Mastodontul s-a răsturnat într-un șanț, după care a pus la pământ doi stâlpi de electricitate și a dărâmat două podiști. Mai multe echipajele pompierilor au ajuns la fața locului, în scurt timp, printre acestea numărându-se și unul al descărcerării grele și unul al ambulanței SMURD. Nu pe partea altă! Din rezervoarele tirului s-a scurs foarte multă motorină, motiv pentru care, cu greu, salvatorii au scos bornele de la baterie. Puteți-i pe toate și... de acolo, pe stradă! O să intri pe partea aia? Deci că tu la partea aia și asta nu știu ce vrei. Ce vrei să faci? Impactul puternic a fost auzit de localnicii care au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Dar știți cumva ce s-a întâmplat? Nimic, am auzit bușitură și atâta tot. Atât? Atâta, da. Și am ieșit disperat că am văzut fum ieșind și asta am zis, Doamne ferește să nu fie, să ia foc, să... Când am ajuns la cabină, șoferul... Era înăuntru? Era înăuntru, își strângea actele și zice, Doamne, sunteți bine, sunteți... Dar nu putea să iasă, l-ați ajutat dumneavoastră? Nu, deci era cu actele în mână și vedea să iasă în afară. Șoferul mașinii de mare tonaj poate spune că a avut noroc după cele întâmplate. Acesta s-a ales cu un traumatism craniocerebral minor și escoriații la nivelul feței, dar este în afara oricărui pericol. Pe timpul cercetărilor, traficul s-a desfășurat alternativ.